slobozeanca Alexandra Iordache în finala feminină a turneului național de tenis Diami Trophy, desfășurat la Slobozia. Sportiva din Ialomița a reușit să o învingă cu 6-0 și 6-3 pe Bianca Bulat, urmând să joace în finală cu Ioana Gașpar. Până acum a fost destul de greu, mai ales după meciul de ieri, m-am simțit puțin obosită. Am încercat să nu joc la fel de mult și astăzi și sunt fericită că am ajuns în final. Și o să încerc să câștig și la simplu și la dublu, măcar la una din ele, să sperăm, sau chiar la ambele. Și am jucat foarte bine ieri cu Ioana, ne înțelegem foarte bine și cred că o să reușim și la dublu. Este o sportivă crescută la Slobozia, la Clubul Sportiv Școlar Slobozia. Este o sportivă care acum se antrenează în București și ne bucurăm că Alexandra a evoluat aici acasă și au venit oamenii să o vadă și ea este în finală. Va fi în finală, o finală destul de frumoasă cu Gașpar Ioana. Ioana, o sportivă cu experiență, la 17 ani a fost cea mai bună din lume. Ea are o experiență competițională foarte mare și o să vedeți, va fi un meci foarte frumos. Pentru Alexandra este pentru prima dată când joacă acasă la Slobozia într-o competiție națională. E primul turneu aici care s-a organizat așa, chiar n-am mai fost niciodată la un turneu de genul și înseamnă foarte mult, organizarea a fost foarte frumoasă și sunt fericită că am reușit să ajung aici pe ultima sută de metri, mai ales că sunt acasă și a fost totul foarte frumos organizat și chiar perfect. La băieți, slobozeanul Ștefan Andreescu a pierdut însă în semifinală în fața lui Bogdan Borza. În ultimele zile, la Slobozia s-a jucat cel mai bun tenis din toate timpurile. Asta este cel mai important de spus. În al doilea rând, este un record de participare pe turnele de FRT de A. Deci, practic, tablourile pline plus tabloul de calificări la băieți. Este ceva extraordinar. Da? E de apreciat organizatorul, în primul rând, și toată echipa din jurul organizatorului. Și ne bucurăm în continuare de fazele semifinale și finale. După cum vedeți, cei mai buni jucători au ajuns aici. O să avem la fete o finală cu fete cu clasament WTA. Adică așa cum vedem la televizor, putem vedea și la Slobozia, ceea ce este extraordinar. Și cu atât mai frumos, pentru că o fată din Slobozia, după mulți ani de muncă, după 10 ani de muncă, cel puțin 10 ani de muncă și de turnee în toată lumea, a ajuns la Slobozia să joace un turneu extraordinar. La ea acasă, da, și cu publicul din Slobozia. Diami Trophy este primul turneu din Slobozia cu premii în bani. Premiile sunt undeva la 6700 de euro. Sunt premii care se apropie de turneele ITF, la care jucătorii, mari jucători care acced la porțile tenisului de performanță, le primesc la turneele internaționale. De aceea sunt și jucători aici, jucători de top aici, pentru că unii au zis, da, vin pentru bani, alții au zis, vin pentru meciuri de calitate, să-mi fac meciuri pentru viitoarele turnee. Contează pentru ei trofeul acesta în carieră? Eu sper ca după 10 ani de zile să se laude, să zică, uite, eu am câștigat prima dată turneul Diami Trophy și Diami Trophy peste 10 ani de zile să fie acel trofeu care ne-l dorim cu toții. Turneul național de tenis de câmp Diami Trophy este organizat de Clubul Sportiv Satori și partenerii Teletex Slobozia, fabrica de produse lactate Diami și Consiliul Județean Ialomița.
Clubul Sportiv Satori este obișnuit cu evenimente, cu organizarea de evenimente sportive. Facem lucrul ăsta de 27 de ani, dar într-adevăr anul acesta evenimentele pe tenis, și vorbim de campionatul european de tenis pe echipe și acest turneu Diami Trophy, într-adevăr s-au derulat la o distanță foarte apropiată de 2 săptămâni unul de celălalt și am reușit să facem performanță și în acest domeniu, adică în organizarea de evenimente. Vrem să creștem valoarea turneelor și vizibilitatea lor pe plan național și cum am făcut cu europene pe plan european, da, în rândul practicanților de tenis, dar dacă vorbim de turneul Diami Trophy, lucrurile stau un pic diferit. Acest turneu este adresat seniorilor. Este un turneu special creat de către Federația Română de Tenis cu premii în bani, deci dedicat sportului național, adică sportivilor naționali, și pe mine mă bucură acest lucru, pe noi ne bucură că am fost consiliați să organizăm acest turneu, pentru că dă șansa jucătorilor români să câștige bani la ei acasă, dă șansa sportivilor români să fie pe tablou și să se întreacă cu colegii lor din România, și acesta este un lucru bun pe o anumită nișă a acestui sport. Finalele turneului Diami Trophy vor începe pe 20 iulie de la ora 9:30 pe terenurile Tenis Con din Slobozia.